O echipă de la NASA a realizat un sistem cuantic numit D-Wave, care în prezent utilizează 512 qubiți. Poate părea o valoare mică, dar a devenit clar că NASA are planuri mari în ceea ce privește calculul cuantic. Acesta ar urma să fie aplicat, printre altele, la analiza imenselor baze de date obținute ca urmare a explorării spațiului cosmic și pentru controlul sondelor spațiale robotizate. Într-adevăr, sistemele cuantice au potențial, cel puțin teoretic, de a schimba modul în care vom efectua calculele. Spre deosebire de computerele obișnuite pe bază de siliciu sau a calculatoarelor pe bază de nanotuburi de carbon, aceste sisteme se bazează pe fenomenele stranii ale mecanicii cuantice, cum ar fi superpoziția, inseparabilitatea cuantică și paralelismul, ceea ce le permite să determine toate soluțiile posibile ale unei anumite probleme aproape instantaneu. Un sistem cuantic poate efectua 1.000.000 de calcule simultan, în timp ce un calculator obișnuit efectuează doar unul singur într-un anume moment de timp. Exprimat într-un alt mod, un sistem de 30 de qubiți ar avea o putere de calcul egală cu cea unui calculator care prelucrează trilioane de operații pe secundă. Calculatorul D-Wave de la NASA utilizează 512 qubiți. Aceste calculatoare vor revoluționa modul în care vom efectua calculele, vom analiza și optimiza datele, inclusiv în cazul unor domenii precum controlul traficului aerian, modelarea proteinelor, prognoza meteo, interogarea bazelor de date și îmbunătățirea schemelor de criptare a informației. Calculul cuantic a generat recent un interes deosebit, în special datorită modului prin care calculatorul cuantic D-Wave poate fi folosit pentru a rezolva probleme interesante. Dacă încercați să programați sau să planificați o mulțime de sarcini pe Stația Spațială Internațională, puteți efectua acele sarcini numai dacă anumite condiții sunt îndeplinite. Și după ce efectuați o sarcină, este posibil să ajungeți într-o situație în care să nu fiți capabil să efectuați o altă sarcină. Aceasta ar putea reprezenta o problemă de optimizare dificilă pe care doar un sistem cuantic ar putea să o rezolve. Centrul de cercetări Ames al NASA este responsabil pentru utilizarea supercomputerelor din cadrul Agenției Spațiale. Fără îndoială, în orice moment există sute de sarcini individuale care rulează pe supercomputere, în timp ce multe altele sunt în așteptare la rândul lor. Al treilea tip de aplicație este reprezentat de telescopul Kepler, căutătorul de exoplanete. Astronomii NASA folosesc diferite telescoape pentru a studia curbele de lumină și a înțelege dacă orice diminuare notabilă a luminii reprezintă o potențială exoplanetă care se deplasează prin fața stelei sale gazdă. Aceasta este o problemă dificilă de căutare într-un volum foarte mare de date, una în care, teoretic, D-Wave ar putea ajuta. NASA este puternic implicat în dezvoltarea următoarei generații de sisteme de control al traficului aerian. Acestea se vor ocupa nu doar de zborurile comerciale, dar și de cele de marfă și cele fără pilot. Și aceasta reprezintă o altă problemă greu de optimizat. În prezent, o mare parte din această activitate se desfășoară în mod centralizat, în cadrul centrelor de control al traficului aerian. Dar, într-o etapă viitoare, atunci când va fi necesar un control mai distribuit și atunci când se vor lua în considerare variabile foarte complexe, cum ar fi condițiile meteo, un sistem de optimizare ar putea ajuta cu siguranță. Muzica.
Calculatoarele cuantice ar putea fi folosite de asemenea pentru a dezvolta algoritmi de învățare, astfel încât ele să poată avea un rol important în dezvoltarea inteligenței artificiale. Este ca și cum am adăugat steroizi la un calculator obișnuit. În esență, mașina devine dedicată unei anumite sarcini corespunzătoare formei Kubo, aceasta fiind o limitare care ar putea avea un impact important asupra sistemului nou, fără să fie nevoie să se schimbe toată structura calculatorului cuantic.